Vom răzbuna sângele vărsat, amenință liderul suprem al Iranului după ce a dat ordin de luptă pentru lovirea directă a Israelului. Sunt represaliile asasinării liderului politic Hamas lovit de o rachetă la Teheran. Statele Unite anunță că nu au fost complice la atac, în timp ce mii de oameni în frunte cu întreaga elită politică a Iranului s-au adunat la funeraliile lui Ismail Haniyeh. اللهم إنهم وإنه لا نجد من دونك ملتحدا رحمت فتفضلت على أحد أوليائك. Mii de persoane au participat la procesiunea de pe străzile capitalei iraniene, unde sicriul liderului Hamas, Ismail Haniyeh, a fost purtat prin oraș într-un vehicul decorat. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a condus rugăciunile de înmormântare în cadrul unei slujbe la Universitatea din Teheran. Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost asasinat miercuri după ce a participat la ceremonia de inaugurare a noului președinte iranian. Atacul, care nu a fost revendicat de Israel, a atras totuși amenințări cu răzbunarea împotriva acestui stat și alimentează îngrijorarea că conflictul din Gaza se transformă într-un război mai amplu în Orientul Mijlociu. It's urgent that all parties make the right choices in the days ahead, because those choices are the difference between staying on this path of violence, of insecurity, of suffering, or moving to something very different and much better for all parties concerned. Apelul secretarului de stat american vine în contextul în care atât uciderea liderului Hamas, cât și atacul asupra capitalei Libanului au provocat reacții vehemente în lumea arabă. Dușmanii Israelului au amenințat cu represalii violente în următoarea perioadă. Netanyahu كانت هناك ورقه معروضه وتبناها بايدن وكنا قاب قوسين او ادنى من الاتفاق. The assassination of Ismail Haniyeh, the chief of the political bureau of Hamas in Tehran, was an act of dangerous escalation in an already volatile region and undermines efforts for peace. We express our condolences to his family and the Palestinian people. His killers must be held to account. This is for the effort of peace and destruction, as well as for the respect of the sovereignty and completeness of the 这一联合国宪章基本原则的肆意践踏。 Pe lângă amenințările venite din Iran și din partea Hamas, există temeri privind un război în toată regula între Israel și Hezbollah. Acestea au crescut pe fondul unui schimb de focuri transfrontaliere care durează de luni de zile. Escaladarea are loc în contextul atacului israelian asupra Gazei, care a ucis peste 39.000 de oameni din octombrie anul trecut și până acum.